Când eram mică, țineam post pentru că bunica mea, din partea mamei, m-a crescut foarte mult în spiritul religios și mă ducea în fiecare duminică la biserică. După care am crescut, am luat-o concertele, am plecat în turnee și oarecum mi-am pierdut atașamentul față de biserică. Nici acum nu-l mai am și oarecum am relativizat cu biserica pentru că am călătorit foarte mult și mi-am dat seama că la 5 ore de avion e Buddha, la 3 ore e Allah și la 7 ore e Vishu și așa mai departe. Și atunci mi-am dat seama că credința de fapt este subiectivă, este în tine, fiecare alege ce să creadă, cum să creadă, în cine să creadă și nu mai cred chiar așa toate poveștile care se spun și se scriu. Acum, na, trăim într-o țară foarte îndoctrinată și destul de, na, 100% ortodoxă și normal că nu poți să spui chiar tot ceea ce gândești, că stare lumea în cap, dar pe cât posibil încerc să fiu diplomată și să spun ceea ce gândesc, voalat, și cine se prinde, se prinde, cine nu. Am înțeles. Același crez îl transmit și fiicei tale? Deocamdată, fiica mea e mică, are un an jumate, deci nu pot să, să abordăm aceste subiecte, dar mama mea a rămas în continuare foarte credincioasă, normal crescută, fiind de bunica mea în acest spirit și chiar a dus-o pe ea la biserică, a împărtășit-o, adică eu nu înlătur. Dacă mama mea vrea să se ocupe de ea în acest sens și să o crească în acest spirit, da, cum să nu. Este plăcerea mamei mele, dar nu înseamnă că o iau eu și o duc la împărtășit în fiecare duminică, adică mi se pare... Iertați-mă, cu acea linguriță să dai la toți copiii, mi se pare, nu, n-aș putea.